Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou episod din SnowRunner. Singurei, băieți, singurei. Aveam nevoie în mod normal astăzi de puțin ajutor, doar că filmez foarte târziu acest episod și toată lumea doarme, n-aveam cum să-l deranjez pe Florin. Din păcate asta este, filmăm singurei. Poate pe episodul viitor să-l aducem chiar pe Ionuț, pentru că n-am mai filmat de mult cu Ionuț. Ar fi interesantă și chestia asta și uite, asta e o idee bună, poate episodul viitor venim aici alături de Ionuț, dar oricum avem niște subiecte de discutat astăzi, că fix înainte să pornesc episodul am primit un comentariu la episodul trecut, pentru că v-am zis că eu am rămas în urmă cu episoadele și postez, adică filmez episoadele cam în aceeași zi în care le postez, deci e ora 1 noaptea la ora asta când filmez eu și vă dați seama, la ora asta e greu să găsești pe cineva treaz care să fie disponibil să filmeze alături de tine. Băi, suntem cu Zigzul aici pentru că începem și sper eu să reușim să terminăm această misiune Stone Pit de la Stage 2. Știți că data trecută la final de episod ne-am uitat noi peste misiuni, că ni s-au deblocat două misiuni și mă uitam ce o să facem astăzi. Am venit cu Zigzul și cu o remorcuță de două sloturi. Vreau să încărcăm cele patru drilling spare parts-uri și haideți să le încărcăm direct așa, să nu mai stăm la discuții. Drilling spare parts-uri, sper că eu pun corect ce trebuie aici. Și trebuie să agățăm și acel service trailer care se găsește în proximitatea gării, cum îi spunem noi, cu tot că nu este o gară. Facem clickbait, că despre clickbait o să fie vorba în acest episod. Cel puțin în jumătate din episod aș vrea să stăm așa la o mică discuție, bârfă, cum vreți voi să spuneți. Nu știu cum trag eu aia de acolo prima și prima dată. Stați să vedem dacă reușim să o tragem cât de cât încoace, ca după să o agăs de remorcă. Oare reușim, mă băieți? Ce ziceți? Ia să vedem dacă mă duc mai așa. Hai să vedem dacă reușim acum. Să o tragem cât de cât mai încoace să ne fie mai ușor să o cuplăm. Stai să mă uși la remorca asta, că după s-ar putea să facă vreo fentă. Asta nu mă interesează dacă face vreo fentă service trailerul, pentru că n-are ce să răstoarne din ea. Dar din remorcuța noastră cam are ce să se răstoarne. E bine totuși că avem, zi să-i zic, macaraua după noi, deci problemele nu sunt atât de mari. În caz că se răstoarne ceva, putem să punem la loc. Înainte de toate, mă băieți, o să citim și niște comentarii astăzi, pentru că am primit niște comentarii care pe mine, sincer, o că m-au supărat, că e greu să mă supere pe mine cineva, dar pe care aș vrea să le discutăm, că mi s-au părut interesante, cel puțin interesante. O să citim comentariile, uite, nu o să citim, o să facem o chestie mai altfel de data aceasta, nu o să citim de la cel mai nou la cel mai vechi, o să citim de la cel mai vechi la cel mai nou și o să intrăm, uite, de la episodul de acum 3 zile, când avem 4 comentarii aici. Haideți să-mi pornesc și eu episodul și să ne uităm la comentarii, pentru că văd că sunt ceva comentarii. Ia să vedem acelișa. Sper că n-am citit, stați să-mi fac și un traseu înainte de toate, că după cu ochii în telefon, în citirea comentariilor, cu siguranță o să greșesc eu ceva. Mai ales că eu nu prea cunosc traseul pe aici, de ce să vă mint. Hai să vedem, eu pe zona asta nu prea mai fost. Știu că Florin a fost, a mers destul de mult pe zona, prin zona aceasta. Aici ar trebui să venim pe Acilea și cam ăsta ar trebui să fie traseul nostru. Mă cam lasă și vocea, mă băieți, și îmi pare rău pentru că vin după un live de vreo 2 ore și ceva, vin după o altă filmare, aceasta este a doua filmare pe care o fac, deci în total credeți-mă că am vreo 4-5 ore de când vorbesc non-stop, doar ce am mâncat și în rest m-am apucat iarăși de filmat, este foarte greu ceea ce fac eu aici, doar cine nu face nu știe, dar altora le este ușor să vorbească și așa mai departe. Avem comentarii de la Daniel Robert, pe care nu prea îl văd eu des în comentarii, dar mă bucur că a comentat aici. Salutare, eu nu am cumpărat aceste hărți. Se referă probabil la harta unde suntem acum, cu Tennessee. Nu am cumpărat aceste hărți cu concursuri și cu ferma. Mie nu-mi plac aceste hărți deloc, probabil a vrut să scrie el. Dar am rămas blocat, mă, aici. Asta voiam să vă spun și când am venit aici, mă, băieți. Deci camionul ăsta, mi se pare că această hartă e criptonita lui, pur și simplu. Adică el nu se descurcă pe această hartă. Am rămas de nenumărate ori blocat eu. Nu mai mergea, intră botul în tot felul de gropi, deci mi se pare foarte, foarte ciudată harta asta pentru zigzul ăsta. Nu prea aș recomanda să luați acest zigz. Se mișcă și foarte greu pe harta asta și nu prea vă ajută cu mare lucru. Ok, mie nu-mi plac aceste hărți deloc, aștept sezonul 12 să fie reducere, nu dau 12 euro pe el, restul l-am cumpărat la reducere. Foarte bine că ai găsit să cumperi la reducere SnowRunner, chiar asta v-am recomandat și eu, să așteptați și să cumpărați SnowRunner la reducere, mai ales dacă intenționați să cumpărați IRPS-uri. Mi se pare că IRPS-ul este cel mai convenabil de cumpărat. Un mare like de la Daniel și avem un comentariu de la Hâț, care se uită aproape la fiecare episod de SnowRunner, dacă nu chiar la fiecare episod. Tare episodul și toate lucrurile cu adunatul de panouri solare, dar ce legătură are thumbnail-ul cu videoul?
Cred că la asta am cu camionul răsturnat acolo, care era tras de o macara. Uite, aici, spre exemplu, un băiat care m-a întrebat frumos ce legătură are thumbnail-ul cu video, i-am răspuns și de aici s-a încheiat și discuția pentru că nu mai avem ce să spunem. Hâți, la fel, la următorul episod, abia aștept să termin și regiunea asta și să treci la următoarea. Fan adevărat SnowRunner, fan adevărat abonat adevărat pe acest canal Hâți, cu tot că uneori vedeți că dă comentarii care necesită unele răspunsuri, adică omul a întrebat, bă, ce-i cu thumbnail-ul ăla? Care e legătura între thumbnail, între episod și așa mai departe, am discutat și i-am explicat care este treaba, omul a înțeles și aia a fost treaba până la urmă. Destul de dificilă zona asta pe aici cu zigzul, mai ales e jale. E jale, vă zic sincer, cu zigzul ăsta pe aici. Tare mi-e frică să nu mă răstorn. Sau să se răstoarne ceva, nu știu. Se răstoarnă aia, cred că. Aoleu, la limita limitei, doamne, doamne. Bun. Așa, mai avem aici respect și like de la Ionel, un mare like de la Daniel și de la al Gabi, nu ai Gabi. Îți dai seama, mă, Gabi, mă, că zic Gabi, o să zic de acum, mi-e greu și mie să citesc unele nume pentru că nu-mi dau seama ce a vrut să scrie autorul acolo, deci îmi pare rău dacă ți-am pocit numele, îmi cer scuze. Hai să vedem următorile comentarii de la episodul de acum 2 zile, dacă nu mă înșel, este acesta. Avem aici așa, parcurs de la Ciprian Florin, care este parcă un abonat mai vechiu și Ciprian Florin m-a făcut să râd. Când am făcut noi cursele, mă băieți, îmi zice aici, ce sapă mașina asta mai rău ca un camion, ajungem la limită, știți cum am vorbit eu un episod. Și la final când am zis, luați mașina asta că merge rapid, se mișcă bine, am ajuns și cu 3 minute înainte. Genială discrepanța. Chiar m-a făcut să râd pentru că chiar așa a fost pe episod, deci mi-era frică pe episod când am văzut că sapă și greu, înaintez greu, m-am gândit, bă, eu n-ajung cu ăsta. Și asta a fost reacția mea. Normală, pe clip, vă dați seama. Și când am ajuns la final și am ajuns atât de bine, am zis că, bă, luați-l până la urmă, că e bun. Bun comentariul lui Ciprian, mulțumesc de comentarii, Ciprian, și te mai aștept cu mai multe comentarii. Tari cursele, sper să fie și următoarele, la fel de tari, probabil a vrut să zică Hâț aici. Like de la Marius, like de la Daniel și salutare de la Gabi, care a revenit aici cu comentariu. Bun, și avem episodul de astăzi, mă băieți, nu de astăzi, de ieri, de fapt. Mamă, 6 FPS-uri, opriți-vă, luați-mă mâna de pe calculator că explodează, cred că. Nu știu cum din 55-60 de FPS-uri mi se duc în 45. Adică știu, pasta e termoconductoare pe care mă chinui să o schimb de 2 săptămâni, dar eu nu mai apuc. Nu mai apuc pentru că am foarte multe treburi, foarte, foarte multe treburi, dar trebuie să o schimb odată și odată, că nu se mai poate. De acolo e problema la mine, din păcate, dar asta este, o să rezolvăm noi și aia, că o să primim hate, evident, și pe acele 6 FPS-uri pe care le-am avut mai devreme. Pentru că la episodul postat ieri, mă băieți, avem niște comentarii, unele interesante, unele de discutat. Avem aici Andrei Țepeș, sper că am spus bine Andrei, primul videoclip și parcă mai vreau să mă uit. Probabil abonat nou, îi mulțumesc frumos pentru comentariu și pentru apreciere până la urmă, i-am răspuns și acolo la comentariu. Abonat nou care apreciază ceea ce fac eu acilișa. Un sub nou pentru SnowRunner de la Psihozeu. La fel, mulțumesc pentru sub, dacă te uiți la acest episod, te salut și îți mulțumesc că ai venit aici pe canal. Probabil remorca mea este prin apă și facem puțin clickbait, că o să urmeze și partea de clickbait acum. Hai să facem și puțin clickbait, mă băieți. O să repet clickbait pe episodul ăsta, cum n-am repetat niciodată, sincer. Contrast, care era, da, contrast, o să ridicăm puțin. Ia să vedem noi ce se întâmplă, doctore Acilișa, ia să vedem, nici nu știu de ce parte să o iau asta. Nici nu știu din ce parte să o iau, pentru că nu merge camera asta mai mult, băga mea și picioarele în ea cameră. Ce ai făcut, zai, aici? Ce ai făcut, Doamne ferește, așa ceva? Doamne Dumnezeule mare! Bă, aruncă, bă! Aurică! Dacă eu cu pozele mele, băga mea și picioarele în pozele mele să-mi bag, am pierdut și marfă și tot. Of, a rămas și aia pe acolo prin apă. Trăgea mea-i palme, că-s prost. Aoleu. Și unde s-a alea, mă, acum? Le mai găsesc eu? Hai de capul și de zilele mele cât-s de prost. De la remorca aia de pe spate, vedeți că astăzi aș fi avut nevoie de ajutor. Astăzi aș fi avut nevoie de ajutor mai mult ca niciodată. Nu știu cum tragem noi remorca aia de acolo. Tare mi-e frică. Nu s-a poziționat drept când am intrat pe pod, aia e problema cu ea. Că dacă se poziționa drept, nu aveam vreo problemă. Hai să tragem și ăla din apă. Pescuim acum din astea, din apă.
paleți. Că altceva n-avem ce să facem, mă, băieți, pescuim paleți. Ne-a întrerupt de la comentarii aici, cred că ne-a înjurat abonatul care o să urmeze acum la discuții. Care era foarte supărat pe poza de thumbnail. Cred că pe thumbnail, nu cred că pe titlu, că pe titlu n-avea de ce să fie supărat. Bă, dar nu trage macaraua asta, dă-i palme, doamne. Las-o încolo de treabă cu macaraua vieții mele, cu tot. Vină, mă, încoace, mă, vină încoace, băga-mi aș picioarele în tine. Doamne, 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 că mă apucă toți nervii, doamne. Cum mai scot eu maca aia din apă de acolo, să o mai iau după mine, cu o altă bătaie de cap, stați să vedeți comedie ce o să fie. Comedie ce o să fie acum. Bă, ce prostie totală am făcut aici, mă rog, nu prea am greșit atât de tare, dar totuși e o greșeală când te răstorni. Ce tremură, mă, macaraua asta așa? Hai, mă, ridică, 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 las-o! Las-o, las-o, las-o. Am pec-pec, a luat-o oare Restore Crane? A luat-o, dar eu trebuie să parchez cumva remorca asta și să mă întorc după aia, aia e problema. Hai să vedem cum facem, hai să vedem cum facem. Lăsăm remorca aici și mergem să dăm cu spatele ca să agățăm remorca cealaltă. Continuăm comentariile după, comentăm comentarii, vorba lui Drăgulin sau cine spune asta. Comentăm comentarii, o să continuăm să comentăm comentarii după ce tragem și remorca asta din apă. Of, 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 viață, viață, viața mea. Apare, mă? Iese din apă sau nu iese din apă? Ce se întâmplă? Doamne ferească, mă, sfântul. Doamne ferești, dar mi-ai minte, doamne. Dar mi-ai minte, doamne, dar mi-ai minte. Oh, 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 nu te mai răsturna, iar băga-mi aș picioarele, stai și tu dreaptă. Stai dreapta, cilișea, că trebuie să te prezint abonaților după. Vină încoace la tata. Hai, rămâi și tu pe acolo. N-aveam cum să o las în urmă, că pierdeam mult timp cu zigzul ăsta ca să mă duc eu acolo și să mă întorc. Deja am consumat jumătate de rezervor, ca să vă dați seama. 250 de litri am consumat de la garaj până aici. Și se oprește, mă, se oprește. Nu știu dacă am eu probleme cu tastatura sau jocul meu ia razna total. Se face și noapte, ca să vă dați seama cât am mers. Am plecat dimineața la 6 de la garaj. Hai, mă, dă și winch-ul ăla bun așa. Să dau cu spatele ca să trag winch-ul cum trebuie, să-l trag de aproape. Ia să vedem, merge cu treaba. Bă, cred că e ok, și putem continua și să citim și noi comentariile la episodul, repet, postat ieri, mă, băieți. Avem așa, cum am zis, de la Psihozeu, avem un like de la Daniel, un mare like și de la Silviu. Și avem un comentariu de acum o oră de la Spicy Cap, sper că ți-am pronunțat bine numele. Dacă de la numărul ăsta de abonați începe cu clickbait, o să ajungi bine. Și bagă râs din ăla pe burtă, dacă cei care ați avut Yahoo Messenger, cu siguranță știți emoticonul ăla cu egal și paranteze. Adică moare de râs, e pe jos de râs acest băiețel, băiat, om, bătrân ce-o fi Spicy Cap. I-am răspuns frumos acolo, prima dată am zis să-i răspund la fel de ironic și eu, dar am zis ca să nu fiu așa... între ghilimele deștept ca el. Și am răspuns frumos, pentru că eu îl știu pe Spicy Cap sau cum îl cheamă pe el de mai mult timp pe canal. Îl știu chiar de peste, cred că, jumătate de an. L-am mai văzut cu comentarii, cu reacții. Probabil a dat și like-uri băiatul și îi mulțumesc frumos. Chiar și pentru comentariu de la episodul de ieri îi mulțumesc frumos, că a dat comentariu totuși și a rupt diminuțelele lui acolo și a scris un comentariu și îi mulțumesc, probabil a văzut și episodul. Eu la episodul de ieri, mă băieți, am pus un thumbnail cu o mașină trasă de un tractor și titlul că a luat-o razna camionul și am făcut accident. Pentru că noi ne-am răsturnat el, a luat-o razna Twin Star-ul și ne-am răsturnat, pentru cei care ați văzut episodul, evident. Evident, nu a existat tractorul ăla în joc. Probabil băiatul s-a supărat atât de tare când a văzut tractorul și a zis că e clickbait. Acum vine întrebarea mea, dacă acest băiat se duce la fel și pe episoadele altor youtuberi care pun că și-au făcut accident, că și-au boțit mașina de sute de mii de euro, că au cumpărat de 50 de mii de euro, nu știu ce, când de fapt ăla e clickbait, total.
Dar eu că am pus un tractor într-un thumbnail, sunt acuzat și luat la mișto, că vă dați seama că asta înseamnă că m-a luat la mișto, așa ironic, o să ajungi bine, o să ajungi mare dacă faci clickbait de pe acum. Eu doar întrebarea asta aș vrea să-i opun acestui băiat sau celorlalți băieți care poate s-au gândit să dea comentariul ăsta de clickbait. Dacă și eu am mai făcut clickbait pe canalul ăsta, credeți-mă că se vede după numărul de vizualizări, că dacă aș fi făcut clickbait pe episoade, cu siguranță aș fi avut mai multe vizualizări. Dar eu evit clickbait-ul și nici nu prea știu eu când să fac clickbait, sincer, pentru că vedeți că eu sunt foarte direct, foarte transparent. Nu discutam despre chestia asta, îi ștergeam comentariul și dispărea pur și simplu, nimeni nu afla de comentariu, că eu l-am văzut foarte repede după ce l-a postat. Cu siguranță nimeni nu l-a văzut în afară de mine, că n-am canal de milioane de abonați, cum zicea și el, că dacă de la abonații ăștia, adică noi suntem puțini aici, dacă de la abonații ăștia fac clickbait, ăștia puțini pe care i-am, clar nu o să fac nimic cu canalul și o să moară și așa mai departe. Repet, canalul ăsta pe mine nu mă interesează să fac milioane de abonați. Eu vreau să-l cresc și vreau să formez o comunitate frumoasă aici. Dacă e să crească foarte mult, eu mă bucur din suflet. Mă bucur pentru un like, mă bucur pentru un comentariu, mă bucur pentru o vorbă frumoasă, pentru o abonare, evident, pentru că e muncă. E muncă pe care o fac pro bono. Pentru cine nu știe ce înseamnă pro bono, e pe gratis, pentru că fac ca și hobby treaba asta. Eu nu scot bani în afară de donații, am mai discutat și așa mai departe. Se pare că ultimele două episoade de Sinora n-am discutat ca pe un podcast, mă băieți, dar dacă toți suntem singuri, ce vreți să facem? Hai să discutăm și noi, ca să nu spunem că ce fum scoate zigzul ăsta și că poluează mediul, balonul ăla nu se mișcă pe cer și așa mai departe. Deci Spicy Cap, sau cum te numești tu, nu a fost nicio tentativă de clickbait. Dacă tu ai fost foarte încântat că o să vezi un tractor, probabil de la tractor, că nu mi-a zis unde e clickbaitul, dacă erai foarte entuziasmat că o să vezi tractorul și n-ai văzut tractorul și te-ai supărat atât de tare, mie îmi pare rău. Și promit că de data viitoare, o să pun două tractori. Bă, băieți, adică mi se pare așa, o copilărie totală, bă, dacă... Na, nu mai zic nimic. Eram doar așa curios, să vedem dacă se mai duc și alții la ăștia youtuberi ăștia mari cu sute de mii, milioane de abonați care fac clickbait. La clickbait din ăla barosan, așa, adică nu că ai pus un tractor pe un thumbnail și vai mama, ai făcut clickbait. Nu, clickbait din ăla barosan, așa, turbat total, dar care comentarii din astea cum am eu. Că dacă eu de la 2300 de abonați am comentarii din astea, vorba lui Spicy Cap. Că dacă are canal de YouTube, chiar am făcut reclamă astăzi, ajung bine rău. Bă, Spicy Cap, nu știu dacă o să ajung bine, nici nu știu cât o să mai dureze acest canal de YouTube. Cum a zis de anul trecut, dacă prind vara asta, e bine. Se pare că am prins primăvara, poate prind și vara cu el. Pentru că timpul meu este destul de limitat, durează foarte mult timp să filmez, să editez, să postez, să mai faci și live-uri și așa mai departe, să mai faci un thumbnail cu clickbait, să răspunzi tuturor oamenilor, că sunt și oameni aici, chiar dacă tu zici că e un canal micuț, sunt și oameni care apreciază munca mea, dacă tu nu o apreciezi, e problema ta, dar sunt și oameni care apreciază munca și văd că este o muncă în spatele acestui canal. Iar mine nu m-a învățat nimeni să fac poze, să editez, să vedă că nu e cel mai profesional edit, nu, nici pe poze, nici pe clipuri, se poate mult mai bine. Atât pot eu să fac la momentul ăsta, dacă pe viitor o să-mi permit și o să am și buget și o să mai învăț și eu din alte părți, promit eu că o să vin și cu alte chestii mult, cu improvement-uri, să zic așa, foarte, foarte interesante la canal. Na, ce pot să zic? Decât că îmi pare rău, cum ziceam, îmi pare rău că i-am înșelat așteptările cu tractorașul ăla. Eu sper și cred că de la aia, că de la titlu ar fi culmea să se fi luat. Da, na. Din vorbă în vorbă, băieți, mai avem vreo 50 de metri, cred că, și ajungem la destinație. Ia să vedem cât avem, 70, avem vreo 100 până acolo. Am reușit să aducem și remorca asta, spre surprinderea mea, până aici. Mai cu chiu, cu vaia, și am reușit să aducem ansamblul ăsta până în cuorii. Și am reușit să terminăm această misiune singure, pentru că dacă eram alături de cineva, cu siguranță noi am fi adus o chestie și celălalt ar fi adus remorca, spre exemplu. Dar am reușit și singurei până la urmă. Băieți, nu uitați să susțineți această serie cu un like, un comentariu, de bine, de rău, cum a dat și Spicy Cap mai devreme. Dacă vreți să discut aici comentariile pe care le lăsați voi. Nu e nume de rău, Spicy Cap, eu n-am nimic cu tine. Dacă te uiți în continuare pe canal, îți mulțumesc că te uiți, că poate apeși și butonașul de like. Nu am eu nimic cu nimeni, decât dacă sunt înjurat, atacat și așa mai departe. Evident că nu pot să tac și să zic, bă, da, totul e roz și nu știu ce. Nu, nu o să existe așa ceva.
Totul are o limită până la urmă. Hai că am reușit să pun și remorcuța aia acolo. Totul are o limită, dar Spicy Cap a fost în limita bunului simț până la urmă. A fost el puțin acolo ironic, dar trecem peste. Sper că am fost înțeles cu ce am discutat noi aici. Dacă n-am fost înțeles, asta este. Băieți, cam acesta a fost și episodul de SnowRunner. Niște mici bârfiți aici, 20 de minute. Bă, dar a trecut ceva. Vezi când bârfești, trece repede timpul când bârfești. Mă rog, bârfești. Că l-aș invita pe Spicy Cap, spre exemplu, pe un episod. Uite, Spicy Cap, dacă te uiți la acest clip, uite așa pe final, dacă ai ajuns până aici, uite aici să-mi dau seama dacă ai ajuns până la final, te provoc, o provocare, între ghilimele provocare, intră pe grupul de Discord dacă nu ești și în episodul viitor de SnowRunner, cu tot când poate nu jucăm împreună, uite dacă ai SnowRunner cumpărat și ai Tennessee-ul, te invit să mă ajuți la următoarea misiune pe Tennessee și să discutăm aici împreună. Mi se pare cel mai fair, băieți, așa. Să nu ne, că nu ne certăm prin comentarii sau așa mai departe, dar să-mi explice și chestia aia și să-l cunoaștem și noi pe Spicy Cap. Sper că am spus bine, că m-a mai certat cineva că nu i-am pronunțat Gabi, m-a certat între ghilimele că nu i-am pronunțat bine numele. Deci uite, Spicy Cap, dacă te uiți la acest clip și ai ajuns până la final, intră pe grupul de Discord, dă-mi un mesaj în privat, lasă-mi și un comentariu aici ca să știu cum ești pe grupul de Discord. Să știu exact când am văzut acolo notificarea, să-ți și răspund, să te adaug la prieten dacă e necesar și așa mai departe. Și la următorul episod, dacă o să fii și tu disponibil, te invit să faci parte din el. Dacă nu, jucând, măcar să stai așa pe fundal și să mai discutăm, să mai schimbăm niște idei, mici idei, așa, mai bârfim împreună. Ne bârfim unul pe altul doar că atunci să fim face-to-face între ghilimele. Băieți, nu uitați repede un butonaj de like pentru că această serie de SnowRunner chiar este una din preferatele voastre de pe canal și vreau să vă mulțumesc pentru toată susținerea și ultimul episod a prins foarte bine, probabil din cauza clickbait-ului. Probabil o fi fost și clickbait, nu zic că nu, cu acel tractoraș care a fi atras atenția, peste 150 vizualizări și like-uri destul de multicele. Am reușit să trecem și de 2300 de abonați și vreau să vă mulțumesc frumos. Data viitoare v-am zis probabil încerc să fiu alături de cineva. Uite că mi s-a deblocat o misiune nouă, nu e asta, e Extreme Climb. Avem cursă, mă băieți. Deci data viitoare, e o mică problemă data viitoare. Nu știu cum o să facem noi data viitoare. Probabil o să fim alături de cineva, o să ducem o mașină și o să facem și cursa data viitoare, dar încerc să fiu alături de cineva data viitoare, ca să nu mai fim singurei pe aici data viitoare. Am niște ticuri din astea foarte proaste uneori, de mă repet extraordinar de mult și un YouTuber profesionist, că nici nu mai știu să vorbesc, ar fi tăiat la edit asta, dar eu nu tai, pentru că mi se pare interesant să mai greșesc așa. Ne vedem data viitoare, băieți, vă las că nu mai pot. E două noapte aproape. Pa, pa.